Filmul începe cu un tânăr pe nume Gao, care zace inconștient într-o mașină distrusă la capătul unui stânci. Xing, o fată din satul natal, se uită la mașină de la distanță. Câteva momente mai târziu, Gao se trezește și părăsește mașina, împiedicându-se pe un teren pietros. Abia se plimbă la câțiva metri de locul accidentului, când Xing se apropie și îl doboară cu o piatră. Scena se schimbă cu 8 ore înainte de îngrozitorul accident de mașină. Gao este un vânător de pietre prețioase și îi se alătură Xiana, dealerul său și Kin, tehnicianul său, în timp ce trioul stă pe un trotuar. Acolo, Gao zărește doi bărbați într-o mașină care îl urmăresc îndeaproape, de pe stradă și realizează imediat că sunt niște bandiți angajați. Gao le urează noapte bună lui Xiana și Kin înainte de a intra în mașina lui și de a pleca. După cum a anticipat, bărbații își pornesc motorul și îl urmăresc îndeaproape. Gao apasă accelerația și pleacă cu viteză, provocând o urmărire acerbă cu mașina care provoacă accidentul. Înapoi, în prezent, Gao se trezește și se ridică într-un sat primitiv și ciudat. Aici femeile sunt genul dominant, în timp ce vânează și își îngrijesc familie, în timp ce bărbații fac treburi și au grijă de copii. Tații sunt îngrijitorul casei și gătesc mesele, în timp ce mamele servesc ca gardieni și soldați, protejând soții. Satul este o zonă retrasă complet izolată de lumea exterioară, deoarece nu au tehnologie sau cunoștințe despre niciun produs științific. Gao află de asemenea că Xing este regina tribului și este uimit să descopere acest lucru. Inițial, Gao nu o crede și presupune că sătenii sunt doar cosplayeri tocilari, cu costume grozave și o configurație perfectă. O înjură pe Xing și pe restul femeilor, ceea ce o enervează pe frumoasa lider de trib. Xing este supărată de atitudinea lui și îl ține pe Gao într-o cușcă de lemn ca pedeapsă. Mai târziu, Gao își dă seama că sunt într-adevăr oameni adevărați și decide să se întoarcă în oraș cât mai curând posibil. Cu toate acestea, Yun He, astrologul tribului, spune lui Gao că nu poate părăsi satul fără permisiunea lui Xing. După câteva ore, Gao roagă pe Xing să-l elibereze din cușcă și să-l ducă la mașina lui. Xing, deși sceptică, decide să aibă milă de el și face asta. Cei doi se întorc la locul accidentului în timp ce Gao își caută mașina după provizii utile. Gao găsește un liliac de metal în portbagaj și balansează jucăuș. În mod greșit, el o lovește pe Xing pe cap, făcând-o să leșine pe podea. Gao profită de oportunitate de a scăpa și poartă un rucsac în timp ce fuge în pădurea din apropiere. Câteva minute mai târziu, rezervorul de combustibil al mașinii începe să curgă și în curând Xing este înconjurat de un inel de flăcări. Sătenii observă focul și se grăbesc repede la fața locului, în timp ce toarnă găleți cu apă pentru a stinge flacăra. Gao îi aude pe săteni țipând din pădure și se simte vinovat că a lăsat-o în urmă pe Xing. Se grăbește la fața locului și își toarnă o găleată cu apă înainte de a intra în inelul de foc și de a o scoate pe Xing din el. Imediat când părăsește locul, mașina explodează și cei doi aterizează într-un iaz din apropiere spre ușurarea sătenilor. În scena următoare, Gao se întoarce în sat și își găsește telefonul în rucsac. El apasă pe o melodie care atrage atenția lui Xing în timp ce ea intră grăbită în cameră. Xing se teme de dispozitivul ciudat și încearcă să-l spargă, dar Gao asigură că este inofensiv. El îi oferă căștile sale, iar cei doi ascultă muzică împreună, în timp ce Xing adorme câteva minute mai târziu. Gao o pune pe Xing adormit în pat, după care caută frenetic camera, sperând să găsească o hartă care să îl poată duce înapoi în oraș. În cameră, Gao găsește în extaz o piatră prețioasă de safir și decide să o întrebe pe Xing despre ea când se trezește. A doua zi dimineață, Xing îi spune că safirul a fost un cadou de la mama ei moartă. Gao Lacom îi oferă mai multe articole, cum ar fi un castron de tăiței instant, un roman și chiar telefonul lui în schimbul pietrei. Cu toate acestea, Xing refuză să se despartă de bijuterie, explicând că este cea mai prețuită posesie a ei. Gao este dezamăgit, dar se hotărăște să fure bijuteria. Mai târziu în acea zi, Xing îi cere lui Gao să întâlnească pe câmp deschis noaptea, astfel încât să poată vedea stelele împreună. Gao acceptă oferta în timp ce Xing zâmbește timid și își părăsește magazia. În acea noapte, duo-ul s-a întins pe iarbă și se uită la cerul înstelat. Dintr-o dată, Xing se năpustește asupra lui Gao și încearcă să-i scoată hainele, spre surprinderea lui. El o aruncă, iar cei doi intră într-o ceartă aprinsă. Gao este șocat să descopere că în sat a privi stelele înseamnă a face dragoste. De aceea, Xing s-a năpustit asupra lui. Dintr-o dată, Gao sprintează în sat pentru a scăpa cu Xing în urmărire. Xing este supărată pe Gao și îl pune în temniță când se întorc în sat. Gao explică lui Xing că nu știa sensul ascuns al frazei și a luat-o de la superlativ. El afirmă de asemenea că de unde vine el, oamenii își exprimă sentimentele în mod romantic, cum ar fi mărturisirea dragostei lor când se iubesc. Xing îl înțelege în sfârșit pe Gao, dar totuși îi spune să petreacă noaptea în celulă, în timp ce ea se întoarce în șopron. Înapoi în oraș, Xana și Kin îl caută cu seriozitate pe Gao, fără niciun rezultat. Ei verifică drumul pe unde mașina lui a căzut de pe stâncă, dar sunt dezamăgiți să nu găsească nimic. Kin folosește o dronă pentru a căuta zona, dar un câmp magnetic perturbă aeronava și face ca monitorul lui Kin să se oprească. Când cei doi se întorc acasă, o întâlnesc pe Lian, o femeie
femeie de afaceri cu care Gao a semnat un contract. Contractul îi obligă pe Gao să se întâlnească cu Lian la fiecare 15 zile, iar nerespectarea acestui lucru atrage o amendă de 60 de milioane. Până acum au trecut 13 zile de la dispariția lui, iar Lian a venit să-l găsească. Xan aminte că Gao a făcut o excursie la munți și se va întoarce în curând. Lian nu este convinsă, dar le acordă celor doi 48 de ore pentru a-l găsi pe Gao înainte ca acesta să ia măsuri. Întors în sat, Xing îl duce pe Gao în pădure. Xing își mărturisește dragostea pentru el și îl roagă să se căsătorească cu ea în timp ce aruncă o găleată cu sânge de pui asupra lui. Apare Xing a auzit greșit aseară și a crezut că a spus sânge în loc de zăpadă, deoarece ambele cuvinte sună similar în chineză. Gao este supărat pe ea și pleacă frustrat, dar este prins într-o capcană la scurt timp după. Gao roagă cu disperare pe Xing să le libereze din capcană. Cu toate acestea, Xing îi cere să accepte cererea ei de căsătorie înainte de a face acest lucru, iar Gao învins este de acord în cele din urmă. Pe drum de întoarcere, Gao găsește una dintre lamele dronelui Qin întinsă în tufișuri. Văzând asta, își dă seama că prietenii lui îl caută și decide să evadeze din sat cât mai curând posibil. În acea noapte, Gao și Xing conversează și decid să se căsătorească a doua zi. Gao întreabă pe Xing despre terenul satului și află că există o peșteră secretă în pădure. El își dă seama că peștera este o ieșire din sat și complotează să o folosească pentru a scăpa. Gao află de asemenea că satul are o rezervă de vin și o roagă pe Xing să-l ducă la ea. Ea face asta, iar două se îndreaptă spre cămara centrală a satului. Fără să știe ea, Gao aruncă niște somnifere în butoiul de vin ca un truc pentru a-i dobărâ pe toți sătenii în timpul nopții lor. Mai târziu, cuplul se întoarce în camera lui Gao, iar Xing îi oferă piatra ei de safir ca și cadou de nuntă timpuriu. Gao se simte vinovat, dar colectează bijuteria oricum. În noaptea următoare, cuplul are ceremonia de nuntă și observă ritualurile unice ale tribului în timp ce Xing coboară în genunchi și își mărturisește dragostea pentru Gao. Gao acceptă să fie soția lui. După care sătenii cântă un cântec de dragoste în timp ce tinerii căsătoriți dansează la unison. Pentru a încheia sărbătoarea, Gao presupune un toast și îndeamnă pe săteni să bea paharele cu vin. Nativii nesuspicioși înghit băutura otrăvită, dar Gao aruncă pe a lui când nimeni nu se uită. Câteva ore mai târziu, sătenii adorm în timp ce Gao își face o geantă și părăsește satul. El trece prin pădure și în cele din urmă ajunge la peșteră, care face legătura cu lumea exterioară. Hotărât, Gao intră în peșteră întunecată și începe călătoria către oraș. În dimineața următoare ajunge în sfârșit la capătul peșterii și aleargă spre vârful unui munte, zâmbind când vede un drum din apropiere. Înapoi la casa lui Gao, Lian sosește cu oamenii ei, deoarece termenul de 48 de ore este aproape de sfârșit. Lian îl întreabă pe Xana și Qin unde se află Gao, iar cei doi dezvăluie că nu au idee unde se află. Auzind acest lucru, Lian îi oferă Xanei un contract prin care i-ar transfera proprietatea asupra casei. Xana refuză să semneze documentele și Lian nu-i dă de ales. Femeia de afaceri le face semnul oamenilor săi să-i țină ostatici pe amândoi, deoarece Xana este forțată să semneze hârtia cu amprenta degetului mare. Din fericire, Gao trece prin ușa din față la timp pentru a-i opri. Qin profită de distragerea atenției și înghite contractul semnat în timp ce Gao vorbește cu Lian. În cele din urmă, femeia de afaceri iese din casă și promite că va păstra legătura. Când ea pleacă, Gao se împrospătează și împarte o masă cu prietenii săi, care îi întreabă unde a fost în tot acest timp. Gao vrea să-i protejeze pe săteni de lumea exterioară, așa că evită cu tact întrebările și minciunile lor la adresa prietenilor săi. După masă, Gao le arată bijuteria de safir pe care a primit-o de la Xing. Cei doi se minunează de piatră cu neîncredere, deoarece nu au văzut un safir de această dimensiune de ani de zile. În cele din urmă, Gao îi dă bijuteria Xanei alături de o probă de sol din sat pentru testare. Mai târziu, în acea zi, trioul îl vizitează pe unchiul lui Gao, Wen, la un azil de bătrân și îl îmbracă în costumul de clon pentru a-i distra pe ocupanții în vârstă. În scena următoare, sătenii se trezesc și caută frenetic zona pentru Gao. Xing are inima zdrobită de dispariția sa și la scurt timp își dă seama că a scăpat împreună cu bijuteria. Depășită de tristețe, ea decide să meargă în oraș și să-l caute. Astrologul satului Yun He dezaprobă inițial că se îndreaptă spre oraș. Cu toate acestea, când Xing o imploră, Yun He o duce pe Xing la intrarea în peșteră și o avertizează să aibă grijă cu oamenii orașului înainte ca regina să plece. Când sosește Xing în oraș, ea se întâlnește cu Yi Tian, o celebră influențăriță în astrologie de pe rețelele de socializare, care caută o femeie cu o gazdă. Ținuta ciudată și comportamentul ciudat al lui Xing îi stârnesc interesul, iar ea se oferă să o semneze în compania ei. Yi o întreabă de managerul ei, dar Xing, confuză, doar înmânează un card pe care Gao l-a lăsat în urmă în sat. Yi găsește un număr pe el și îl urmărește pe Gao până la un azil de bătrân din apropiere. La cererea lui Xing, Yi o conduce la locația dezvăluită pentru a-l căuta pe Gao. Când ajung la azil, Gao zărește pe Xing de la distanță și aleargă înainte ca ea să-l vadă. Se ascunde în spatele unor tufișuri și observă pe Xing în timp ce ea îl caută. Xing
renunță în cele din urmă și merge spre ieșirea din casă, dar se întoarce imediat când îl aude pe Gao strănutând într-un tufiș din apropiere. Gao iese cu costumul său de clov, dar Xing nu-l recunoaște și se uită doar la cum se îndepărtează. Câteva clipe mai târziu, Xing se alătură lui Yi în mașină, iar cele două pleacă de acasă. În timp ce conversează, Yi îi spune lui Xing ignorantă că clovnii nu sunt creaturi reale, ci sunt simpli oameni care poartă măști. Xing este uimit de revelație și că clovul ciudat pe care l-a văzut la azil era într-adevăr Gao. Ea îl roagă pe Yi să o returneze la azil, iar înfloiesărița este de acord. Din păcate, când ajung la creșă, Gao și prietenii lui au plecat de mult, iar Xing rămâne din nou dezamăgită. Yi se oferă voluntară să o ducă pe Xing acasă, dar liderul tribului refuză și se așează pe un trotuar în fața grădiniței, declarând că va aștepta revenirea lui Gao. Yi încearcă cu disperare să o facă să plece, dar ea refuză și chiar rămâne așezată sub ploaia torențială. Între timp, Gao se simte vinovat pentru că s-a ascuns de Xing și o face pe Qin să găsească locația. Câteva clipe mai târziu, Qin o informează că Xing împreună cu Yi că se află încă la azilul de bătrâni. Gao îi mulțumește lui Qin pentru ajutor și se întoarce imediat la azil. Acolo Gao vede pe Xing stâng în ploaie și cu Yi lângă ea. Apare în fața celor două într-un mod aparte. Xing este șocată să-l vadă și l-apucă imediat de cămașă. Gao roagă frenetic să nu-l lovească și vine cu o minciună absurdă, afirmând că este greșit să lovești oamenii în ploaie. Xing este naiv, așa că ea îl crede și intră în mașina lui în timp ce o conduce înapoi la casa lui. Imediat ce ajung, Xing își îndreaptă arbaleta spre el, iar Gao reușește să o calmeze și să lase arma jos. Xing îi cere lui Gao să-i returneze safirul. Cu toate acestea, vânătorul de pietre prețioase îi distrage atenția oferindu-i un tort. Xing încearcă tratarea cu zahăr și uită de piatră în timp ce mănâncă cu poftă, savurând gustul străin. Când își termină masa, Xing își petrece restul zilei explorând casa în timp ce se adaptează la noul mediu. Ea trage o săgeată în televizor, crezând că este un monstru, dar Gao spune că este pur și simplu un gadget care nu o poate urmări. Xing este fascinată de lumea modernă și sărbătorește în timp ce balansează o pernă din pene găurite, făcând mizerie în casă. A doua zi, Xana îl vizitează pe Gao și este șocată să găsească camera de zi într-o mizerie. La scurt timp după, Xing se apropie de ea în timp ce mănâncă un castron de tăițe instant. Xana smulge vasul de la Xing și cere să știe cine este și care este relația ei cu Gao. Xing este supărată de atitudinea Xanei și o apucă de față în timp ce dealerul țipă de frică. Gao este trezit de țipă și se grăbește jos pentru a afla ce s-a întâmplat. O găsește pe Xana învelită într-o pătură cu o cârpă peste gură. Gao eliberează rapid și este îngrozit să afle că Xing este responsabilă. Xana este furioasă și îl întreabă cine este fata cu aspect ciudat. Imediat Gao apucă pe Xana și o duce în camera lui de la etaj. Acolo dezvăluie ce s-a întâmplat când a dispărut. Gao spune că Xing este regina unui sat matriarhal izolat, unde femeile conduc și bărbații sunt supuși. Xana nu-l crede inițial, dar își dă seama că spune adevărul când Gao îi arată arbaleta nativă a lui Xing. În sufragerie, Xing aude o bătaie în fereastră și este șocată să o găsească pe Yi în afara casei. Se grăbește spre ușă și încearcă să o deschidă, dar nu-și dă seama cum. Cu direcția lui Yi, Xing găsește mânerul ușii, dar folosește forța brută pentru a o întoarce, astfel rupându-l. În cele din urmă renunță să mai încerce să deschidă ușa și o sparge complet. Gao și Xana au zgomotul ușii care se prăbușește și se grăbesc jos să afle ce s-a întâmplat. Gao este șocată să o găsească pe Yi în casa lui și o tărăște afară înainte de a încuia poarta. Cu toate acestea, Yi refuză să plece și dezvăluie că știe că Xing este pe o insulă retrasă. Gao este șocat să audă asta și o amenință pe Yi că vor sta departe de ea, în timp ce se întoarce spre casă cu Xing. A doua zi, Gao duce pe Xing la un magazin de modă pentru a-și procura niște haine noi. Xing întoarce câteva ținute în timp ce Gao iese pentru a-i feri puțină intimitate. Afară, Gao este uimit să o vadă pe Lian apropiindu-se de la distanță și se sperie să o descopere pe Xing. Prin urmare, el se ascunde imediat în spatele unui perete și urmărește cu atenție cum femeia severă intră în magazin.